văd și eu tot felul de oameni care o parte îi cunoșteam, o parte nu-i cunoșteam, care îmi spun tot felul de trăznăi. Nu vreau să dau din acum să fac public, dar îmi spun tot felul de trăznăi. De întâlniri, noaptea, în mașini, schimbat mașini, la un colț, la cineva, la altcineva, plicuri. Tot aflăm informații. Se puneau candidați, ăla care e mai bun, nu-i bun, punem pe altul care e mai slab ca să câștige primarul PSD-ului. Punem candidați doar după culoarea ochilor și după cum ne întâlnim noi noaptea pe la colțuri pe undeva să... Na, nu mai spun mai departe. Adică au fost foarte multe lucruri care, de asta spun, nu spun într-o zonă de rău, dar au fost foarte multe lucruri care au făcut rău Partidul Național Liberal din punct de vedere a managementului lui Cosmaciuc. De alegeri acolo, da. Da. Dar, ori Cosmaciuc, acum știi, sunt două chestii. Poți să fii proști să greșești sau poți să fii ticălos. Cosmaciuc era în faza a doua.